simțit pentru prima dată nodulul în 2012, pur întâmplător. Primul scenariu care mi-a trecut prin minte a fost: au, Doamne, nu putem să mergem în concediu nici anul acesta. Am vrut să învăț să lucrez cu tot ce mi s-a întâmplat și să ajung să fiu ok și, într-adevăr, să mă accept exact așa cum sunt. Adică, minus un sân. Am simțit pentru prima dată nodulul în 2012, pur întâmplător, m-am autopalpat. Am mers la medicul ginecolog. Medicul ginecolog mi-a spus că nu este nimic, este cel mai probabil o inflamație a ductelor de la alăptat. Și mi-a spus să stau fără grijă. Mi-a spus un lucru care a rămas cu mine, și anume că nu o să se modifice, nu o să se mărească, va rămâne așa. Numai că între timp am observat că se mărea și devenea din ce în ce mai tare și din ce în ce mai ușor de delimitat. Și au trecut câteva luni, adică l-am simțit în octombrie 2012 și m-am hotărât în iunie 2013 să merg să fac o ecografie de sân. Nu mai făcusem o ecografie de sân până atunci. Nici nu mi se recomandase, nici în sarcină, deci nu făcusem asta. Și aveam un abonament de la serviciu și am mers la clinica respectivă și doctorița de acolo mi-a spus că nu este absolut nimic. Iar pe mine m-a surprins asta, pentru că efectiv se simțea foarte, foarte tare. Era și destul de mare și era și foarte tare și foarte delimitat, dar mi-a dat așa cumva de înțeles că sunt tânără, că îmi fac prea multe probleme, și am întrebat-o eu, am insistat, dacă ar mai fi cumva altceva ce aș putea să fac în afară de această ecografie, și mi-a recomandat așa, ca să fie o sonoelastografie. După ce am plecat de acolo din cabinet, am sunat-o pe verișoara mea care avusese cancer de sân înainte și am rugat-o să-mi recomande un medic care să știe ce face, și am ajuns la doamna doctor Claudia Teodorescu de la Clinica Dona, care m-a diagnosticat, mi-a făcut întâi o ecografie de sân și m-a chemat pentru o mamografie în aceeași zi. Și mi-am dat seama că ceva este în neregulă. Din moment ce m-a chemat și pentru mamografie în aceeași zi, și destul de rapid au schimbat programul ca să poată să-mi facă mamografia. Da. Dacă vorbim despre modificări subtile, se poate întâmpla. Ecografia este o metodă foarte subiectivă și dependentă atât de operator, deci de medicul care face ecografia, cât și de aparatură, de ecograful respectiv. Practic trebuie să ai două condiții: să fie un medic bun cu experiență și să aibă un aparat bun, în așa fel încât să poți să diagnostichezi lucruri mici, subtile. Nu vorbim despre, eu știu, formațiuni care au un centimetru, 2-3, vorbim despre formațiuni foarte mici. Iar dacă vorbim despre microcalcificări, acestea nu se diagnostichează ecografic. Practic, uneori poți să vezi la ecografie, într-adevăr, niște foarte mici puncte albe, ca să zic așa, hiperecogene, și poți să te gândești că acele ar putea reprezenta microcalcificări. Nu le vezi întotdeauna, nu le vezi pe toate, nu știi cum arată, dar dacă ai experiență și cu un aparat bun, totuși poți să pui în evidență. În niciun caz nu este standard la 20 și ceva de ani să faci mamografie. Dar venise să fac o ecografie, într-adevăr, făcuse deja o ecografie în altă parte și nu erau modificări descrise, dar probabil că a avut o intuiție, nu știu, a vrut să mai facă și la mine o ecografie. Am observat niște modificări la nivelul sânului stâng, niște modificări care eu am crezut că ar putea reprezenta niște microcalcificări. Iar acele microcalcificări pot să fie într-adevăr evidențiate, analizate și diagnosticate doar mamografic. Și atunci, deși avea doar 27 de ani, am luat hotărârea să facă mamografie.
și mamografia într-adevăr a confirmat prezența celor microcalcificări suspecte. Abia după mamografie mi-a spus că este cancer de sân. Primul scenariu care mi-a trecut prin minte a fost: au, Doamne, nu putem să mergem în concediu nici anul acesta, pentru că fix peste o săptămână, două, urma să mergem în concediu, în primul nostru concediu, de când eram împreună. Inițial nu mi-am dat seama ce îmi spune, pentru că nu mă așteptam și pe măsură ce vorbea și îmi spunea că nu crede că este oportun să mergem în concediu, că date fiind dimensiunile și gradul de vascularizație și așa mai departe, cel mai indicat ar fi să merg la un medic, să-mi găsesc un chirurg. Și atunci încet încet mi-am dat seama ce înseamnă de fapt acest diagnostic. Înseamnă că există celule tumorale, deci deja există celule canceroase, dar care sunt dezvoltate în interiorul canalelor. Canalele de lapte, știe toată lumea ce reprezintă. Canalele nu sunt doar cele care sunt mari în spatele mamelonului, ca să zic așa. Ele se duc până spre periferia sânului și ajung să fie foarte mici. Aceste celule tumorale ajung să se dezvolte în aceste canale, inclusiv pe canale așa cum ele se ramifică. Dar ceea ce diferențiază carcinomul ductal in situ de cel invaziv este faptul că în cazul celui in situ, celulele tumorale nu depășesc peretele, deci ele sunt în interior, dar nu traversează acel perete. Netraversând acel perete al canalului, ele nu devin invazive, deci nu trec în vasele de sânge, nu trec în vasele limfatice, practic sunt conținute acolo, ele se dezvoltă într-adevăr de-a lungul canalului respectiv, al sistemului ductal, și uneori pot să fie carcinome ductale in situ care se dezvoltă într-o jumătate de sân, de exemplu, adică pe o zonă foarte mare. Dar totuși nu depășesc acel perete. Dacă vorbim de microinvazie, vorbim de faptul că acel perete a fost totuși depășit, dar pe zone de sub 0,1-0,2 mm, deci pe ceva infim. Cam asta înseamnă. Deci in situ practic înseamnă doar în interiorul canalului. Carcinomul invaziv înseamnă că deja el a spart acel perete, a depășit și invadează țesutul din jurul canalului. Și atunci el poate să devină cel invaziv și metastatic. Cel microinvaziv este strict pe ceva extrem, extrem de mic. Deci nu poți să vezi imagistic, este exclus. Este un diagnostic, microinvazivitatea este exclusiv histopatologică, deci pe piesa respectivă, când se analizează fragmentul respectiv, anatomopatologul poate să spună că da, a fost in situ, dar și pe ceva foarte mic a fost invazie. Nu cred că a crezut foarte tare, deși cred că s-a așteptat să aibă ceva, cred că de aceea a și venit totuși la mine, deși avea o ecografie anterioară, recentă, foarte recentă, în care nu era descris nimic, dar totuși probabil că se aștepta să aibă ceva. Nu cred că se aștepta să aibă ceva de genul acesta, că la 27 de ani, în general, chiar dacă ai auzit că există lucruri de genul ăsta, totuși nu prea te aștepți să ai așa ceva. Adică zici, da, ok, poate e ceva hormonal, e ceva care trece, nu, niciun caz ceva grav. Am plâns acolo în cabinetul doamnei doctor, dar cel mai mult mi-am dat seama de magnitudinea diagnosticului după ce am ieșit din cabinet și am sunat-o pe mama mea. Nu știu dacă plâng foarte frecvent, se întâmplă uneori, nu se întâmplă atât de frecvent pentru că unele fie intuiau. Există paciente care au un fel de intuiție, zic eu, și atunci cumva e doar o confirmare, dar se așteptau și atunci unele plâng chiar și așa, că e o confirmare. Sunt paciente care nu plâng pentru că sunt niște persoane mai puternice și poate ăsta este un motiv, dar cred că motivul principal pentru care nu plâng atunci pe loc este că la majoritatea este o surpriză, deci este ceva care află atunci și abia au timp să gândească, să realizeze
se gândesc imediat la consecințe, cumva preocuparea este în altă parte, nu către emoție, ci către lucrurile practice sau lucrurile la ce să se aștepte. Și atunci vin întrebările, dar ce ar trebui să fac, dar cât e de grav, dar nu știu, lucruri de genul ăsta. Plânsul vine poate afară, după ce au ieșit de la mine, după ce au câteva minute în care stau să se gândească și să realizeze, și cel mai probabil acasă, când ajung în familie, când povestesc sau când sunt singure cu ele însele și încep să prelucreze informația. Există și paciente care plâng, există paciente care sunt, nu știu, care reacționează destul de violent, aproape, foarte rar, sau sunt paciente care neagă, pur și simplu. Pacientelor care neagă, în general, insist, le spun că trebuie să facă ceva, că nu e ceva ușor sau hormonal și nu va trece de la sine, și încerc să le conving măcar să iau atitudine mai departe și să facă ceva. Nu știu, reacționează foarte diferit, cred că depinde de personalitatea fiecarei paciente și de, nu știu, ce așteptări aveau, sau unele poate vin doar la un control de rutină și nu se așteaptă absolut să aibă ceva, adică vin doar să se asigure că sunt ok, și atunci șocul este și mai mare. Nu le spun direct că au cancer, este mult prea brutal și nu poți în niciun caz prima dată când vin la un control să le spui că aveți cancer, și mi se pare că ar putea fi traumatic și poate să facă cine știe ce lucruri. O iau de obicei treptat, le spun că e o problemă, mi se pare că e ceva mai serios, în așa fel încât în momentul în care ies din cabinet, ideea este destul de clară, dar nu folosesc totuși cuvântul respectiv. Dar ceea ce mă face să fiu, nu știu, să nu iau atât de în grav și eu toate lucrurile, este că acest cancer de sân are șanse foarte mari de vindecare. Și că la mine, din fericire, vin foarte rar paciente cu tumori de centimetri, de jumătate de sân, tumori depășite, ulcerate. Nu că nu vin deloc, dar vin mai rar. Cred că jumătate din cancerele pe care eu le diagnostichez au sub un centimetru. Ceea ce înseamnă că eu știu că acele paciente, 90 și ceva la sută din cazuri, vor fi bine, se vor vindeca. Ceea ce mă face să fiu foarte, să nu fiu atât de, nu știu, emoționată negativ. Emoția există negativă și este cu atât mai intensă emoția dacă pacienta este mai tânără, dacă sunt tot felul de cazuri, de povești și așa mai departe, care n-au cum să nu te emoționeze, să nu te influențeze. Dar știu că trebuie să fac tot ceea ce pot să diagnostichez când trebuie și să nu greșesc și să le fac să meargă mai departe. Nu ai cum, deci sunt momente în care este foarte greu. Nu cred că aș putea să fiu supra-specializată în ceva în care știu că aș descoperi cancere care nu au șanse aproape deloc de vindecare. Deci mi se pare că atunci ar fi dramatic, mi se pare chiar dramatic. Să știu în mintea mea că omul ăla de fapt mai are de trăit 6 luni sau un an și cu asta gata. Spre deosebire de această situație, așa cum am zis, cancerul de sân nu este așa, deci extrem de rar. Dacă este diagnosticat la timp, ajunge la povești fatale, ca să zic. Și asta mă face să nu fiu atât de gravă și să încerc să le conving și pe ele că va fi bine. Pentru că am foarte multe paciente pe care le văd deja diagnosticate de 15 ani, de 20 de ani. Și văd, sunt bine, sunt ok, au viață normală de 10 ani, de mulți ani. Inclusiv unele care poate au fost nu în fază chiar incipientă. Și asta mă face să fiu și eu, la rândul meu, mai pozitivă și să le influențe și pe ele. După ce am ieșit din cabinet, primul om pe care l-am sunat a fost mama mea și după reacție ei mi-am dat seama de magnitudinea diagnosticului, ce înseamnă de fapt, cât este de grav. Mi-am dat seama, cred că atunci, că într-adevăr este cancer și ce înseamnă, și a fost un moment care o să rămână cu mine pentru toată viața. Nu mi-amintesc. Efectiv, nu mi-amintesc.
Am rămas în mașină, am mai plâns, dar fiind eu o fire foarte rezilientă și trecusem deja prin diverse alte operații, mi-am dat seama că este momentul să mă mobilizez și să găsesc o soluție, pentru că am simțit că trebuie să fie o soluție în această situație. Oricât aș avea o suspiciune de mare, deci oricât de tipic este aspectul, să zicem, fie de carcinom ductal in situ, fie de carcinom ductal invaziv sau de cancer în general, nu poate să rămână doar un diagnostic imagistic. Chiar dacă, eu știu, probabilitatea e de 99%, trebuie să existe o biopsie care să demonstreze că într-adevăr este un cancer și ce fel de cancer. Cancerul mamar nu se împarte doar în in situ și invaziv și atât. Sunt foarte multe tipuri de cancer, mă refer la tipuri de celule, și este foarte important de știut ce tip de cancer, pentru că nu toate sunt la fel. Unele sunt foarte agresive, altele dimpotrivă sunt foarte blânde, foarte lente și foarte blânde. Și atunci, pentru a avea un tratament corect, trebuie să știi dinainte nu numai că este cancer, dar trebuie să știi ce tip de cancer este. Pasul următor după diagnosticul imagistic ar fi diagnosticul anatomopatologic cu punctie biopsie de preferat. Ce m-a ajutat a fost faptul că provin dintr-o familie de cadre medicale. Tatăl meu era medic, mama asistent medical. Am fost cumva tot timpul și prin prisma jobului tangențială sistemului de sănătate și înțelegeam foarte multe lucruri, înțelegeam ce îmi spun medicii, intervievasem foarte mulți medici de-a lungul timpului, lucrasem, fusesem crescută practic în spital, trecusem eu prin destul de multe alte operații înainte. Strategia mea cea mai importantă era să găsesc repede un chirurg, dar trebuia să fie un chirurg care să nu mă trateze statistic, să nu mă trateze pe bandă rulantă, trebuia să fie un medic cu care să rezonez, în mâinile căruia să vreau să-mi pun viața și care să știe să mă trateze ca pe un om și nu altfel, adică să-mi atașeze și suflet și minte și să comunice cu mine. Deci asta a fost strategia mea de bază pentru tot acest parcurs. Am vrut să am alături medici cu care să pot să vorbesc, în fața cărora să nu-mi fie frică să pun întrebări. Eu de regulă pun întrebări și pun întrebări până mă asigur că sunt ok cu soluția dată. Pentru mine a fost foarte important să găsesc medicul cu care să pot sta de vorbă și cu care să fac împreună o strategie. Propunerea doctorului Cezar Sturescu a fost de a face întâi o operație de sector, dat fiind faptul că eram tânăr, aveam 27 de ani și el a vrut să facem tot posibilul să-mi conserve sânul. Am făcut operația de sector, am mers cu subghidaj ecografic ca să identificăm marginile de rezecție curate și așa a fost, într-adevăr, deci s-a scos tumora cu margini curate. Până la biopsie am tot sperat să nu fie cancer și să fi fost altceva, să fi fost benign, să fi fost orice altceva. Biopsia a confirmat faptul că era cancer, dar problema a fost că era carcinom ductal in situ cu focare de invaziv, exact așa cum spusese doamna doctor Claudia Teodorescu atunci când m-a diagnosticat. Asta a fost motivul pentru care am stabilit și o mastectomie radicală cu scoaterea tuturor ganglionilor, pentru că faptul că era invaziv presupunea că exista posibilitatea să fi plecat mai departe și către lanțul ganglionar. Și în momentul în care am făcut mastectomia, într-adevăr, din cei 23 de ganglioni pe care i-au scos pe toți care au putut fi scoși, și unul singur avea o micrometastază mai mică de un milimetru încapsulată, și de aici au fost părerile împărțite dacă să fac sau nu chimioterapie. După mastectomie am făcut radioterapie, cu care am fost ok și i-am înțeles sensul. După radioterapie vreau să fac chimio și hormonoterapie. Numai că eu nu eram de acord cu chimioterapia, nu vroiam să fac. Nu vroiam să fac nici hormonoterapie și astea au fost cele mai grele 2 săptămâni. Deci au fost pentru mine mult mai grele decât momentul diagnosticării. În momentul diagnosticării știam ce aveam de făcut, mă mobilizam, dar acum mă confruntam cu ceva, prin operații mai trecusem, dar acum urma să fac chimioterapie și pentru mine, mintea mea de atunci, asta era egal cu moarte. Deci slăbisem foarte mult,
aveam 44 de kilograme, începusem o schimbare de stil de viață și schimbare de alimentație, dar cu radioterapie, cu stres, cu cele două operații, slăbisem foarte mult și nu mă vedeam făcând chimioterapie. Adică dacă făceam chimioterapie, pentru mine asta era ceva ce îmi punea capac din punct de vedere psihoemoțional. Nu eram deloc ok, nu eram deloc echilibrată la momentul respectiv, nu știam încă să am grijă de mine, nu știam să fiu ok emoțional și presiunea era foarte mare. Iar astea două săptămâni au fost cele mai grele din tot acest parcurs, în care a trebuit să decid dacă da sau nu. Toată lumea făcea presiune să fac chimioterapie, mama mea, medicii, peste tot pe unde mă duceam, absolut toată lumea. M-am tuns scurt periuță ca să pot să evit tot calvarul cu căzutul părului și așa mai departe. Deci mă pregătisem pentru tot, numai că în sufletul meu nu vroiam să fac chimioterapie. Și am luat decizia finală în seara de dinaintea zilei în care aveam programare. Și a doua zi de dimineață m-am aranjat, m-am machiat, m-am îmbrăcat foarte drăguț și m-am dus în cabinetul doamnei doctor și ea vrea să începem toate procedurile ca să pot să încep chimioterapia și i-am spus că nu, am venit să vă spun că m-am hotărât, știa că oscilam, că m-am hotărât că nu voi face. Și în fine, m-a certat, mi-a explicat că o să fie foarte greu, că există șansa să mor și așa mai departe, dar i-am spus că mi-asum acest risc și că voi merge înainte făcând totul ca să rămân de partea corpului meu. A știut tot, de la bun început, absolut tot i-am povestit, în termenii pe care ai putea să-i înțeleagă, că na, are mami o bubiță, avea 3 ani la momentul respectiv. Mi-am explicat că mami are o bubiță, că trebuie să o scoatem de acolo și ea a știut, așa cum era nivelul ei de înțelegere, în fiecare etapă, cam ce mi se întâmplă așa, în mare, și practic a crescut cu această normalitate. Adică pentru ea este ceva normal. Că mi s-a întâmplat chestia asta și că na, există posibilitatea să nu mai fiu. A durat destul de mult până am avut curajul acesta să mă uit, pentru că în momentul în care m-am trezit din mastectomie, era așa un pansament foarte, foarte mare aici, în zona stângă, și deși normal îmi făceam duș și îmi îngrijeam tubul de dren și așa mai departe, mi-a luat cam, cred că o lună de zile până când să am curaj să mă uit în față și a fost foarte greu. Din mai multe considerente. Un considerent a fost considerentul medical, pentru că am vrut în primul rând să se vindece foarte bine, să treacă suficient de mult timp încât să mă asigur că nu există recidivă local, pentru că nu făcusem chimioterapie și hormonoterapie, exista acest risc. Eu am făcut tot ce a ținut de mine, de schimbarea de alimentație, de schimbarea de stil de viață, de echilibrarea în plan psihoemoțional, ca să evit o recidivă, dar evident nu aveam absolut nicio certitudine și atunci nu am vrut să fac reconstrucția ca să mă asigur că din punct de vedere medical nu exista o recidivă, nu cream inflamație, pur și simplu nu făcea sens pentru mine să fac reconstrucția din acest punct de vedere. Și în plan personal am vrut să învăț să lucrez cu tot ce mi s-a întâmplat și să ajung să fiu ok și într-adevăr să mă accept exact așa cum sunt, adică minus un sân. Și ca să pot să fac lucrul acesta și să fiu autentică în ceea ce spun, în primul rând față de mine, era necesar să fac acest exercițiu de a rămâne ok cu faptul că nu mai am un sân. Mi-a luat foarte mult, foarte mult, foarte mult, aș zice 3 ani, probabil, cam așa. Spre finalul lui 2016, începutul lui 2017, deci cam 3-4 ani. Nu cred că intru în detalii de genul ăsta, sau mai bine zis, nu ca și comunicare verbală, dar
simt oricum emoțiile pacientelor, simt că ele au această temere de fiecare dată când vin la control. Unele chiar îmi declară că ele sunt foarte liniștite tot timpul și știu că poate au 2 ani, 5 ani de la operație și sunt bine și nu au nicio problemă, dar cu 2-3 zile înainte să vină deja au emoții, se gândesc, le preocupă dacă sunt bine și așa mai departe. Deci, nu știu, există un soi de comunicare non-verbală, cred, pe care o ai fără să vrei cu pacientul. Absolut de fiecare dată am emoții. Deci, absolut de fiecare dată și mi se pare incredibil. Consider că cu cât trece timpul, cu atât pierderea ar fi mai mare dacă ar fi să fie din nou o recidivă. Deci, cu fiecare an care trece, cresc emoțiile, culmea.